Este o mare onoare și cinste pentru noi și pentru mine ca și președinte al clubului. Mă bucur că am reușit astăzi să-l readucem pe domnul profesor la Târgu Jiu. Grigoraș spune că cele 6 meciuri rămase până la finele campionatului vor fi destul de dificile, dar va încerca să scoată maxim. Trebuie să fim însă optimiști, a spus noul tehnician. Anul acesta obiectivul este pierdut în proporție de 90%. O revenire neașteptată pentru mine într-un moment într-adevăr dificil. Să nu uităm totuși, sau să nu uitați dumneavoastră, în primul rând să-i mulțumiți fostului antrenor pentru rezultatele care le-a avut aici și pentru acea participare în Europa League și în grupele Europa League. Pandurii ocupă în acest moment locul 6 la 7 puncte distanță de Dinamo București, echipă situată pe locul 4 în clasament.